Noi suntem de la surprize la domnul Celestelor. Întoarceți-vă așa spre camera. Și am venit la dumneavoastră. Am înțeles că aveți o sărbătoare specială. Și noi am venit să vă felicităm. Și să vă facem o surpriză. Din partea cu patras. Și am să vă rog să-mi spuneți dacă aveți idee despre cine ar putea să fie voi. Fetele și soțul. O să aflați imediat, da? O să vă așezați. Ascultați o dedicație muzicală și la final vă cineșurești, da? Mi-i comorile. Așa cum te iubesc pe tine. Nu se mai naște la altă iubire. Nu iubesc banii sau operile. Bijuteriile, comorile. Așa cum te iubesc pe tine. Nu se mai naște la altă iubire. O floare fără soare n-aș putea trăi. Sau dacă ar ploua o zi două, ea s-a rotili. Și eu dacă nu te văd deloc îmbătrânesc, mă presăjesc. Amândoi. 1, 2, 3 și... Și o să vă citesc câteva cuvinte. Draga mea soție, ziua de astăzi este una cu adevărat specială. Mă bucur că putem petrece această zi împreună și că pot să-ți spun sincer că te iubesc. Îți urez tot ce este mai frumos pe lume, liniște, fericire și sănătate. Să uiți de toate grijile tale și să te bucuri de ce ai în jurul tău. La mulți ani, soția mea dragă. Și încă un mesaj. Mama, meriți cele mai calde cuvinte. Întotdeauna ai știut să păstrezi căminul familial ocrotit și îngrijit. Ești veselă, inteligentă și optimistă incurabilă. Să ai tot ce este mai bun și mai frumos de la viață. La mulți ani! Mulțumim. Vă mulțumesc din suflet. Noi vă dorim să fiți sănătoși, să dublați, să triplați, să cum vreți dumneavoastră această vârstă pe care ați făcut-o împreună, să aveți parte de tot ce e frumos și să vă bucurați de tot ce v-a dat viața. Mulțumim. Cu mare drag.